Dumnezeule! În sfârșit singură! Copiii au plecat la casele lor, s-au căsătorit. Vine și momentul acela trist, când în sfârșit scăp de ei de pe capul tău. Se la vi, asta e viața. Măi, fiul meu, să știți că a avut un pic de ghinion. Măi, a luat o fată, nu că nu mă bag, nu. Nu, nu. Dar nu este deloc ce-i trebuie lui. Eu i-am și spus-o, delicat, frumos, nu ca alte mame. Fiule, asta este o nesimțită. Nu vrea decât cadouri, nu vrea decât mașini și nu vrea să muncească și mie nu-mi place. Și cu ea acasă la mine să nu vii. Ai înțeles? Nu, eu tac, eu nu mă bag. Deși mie nu mai îmi cumpără nimic, îi cumpără numai ei. Ea este totuși o străină. Eu sunt totuși mama lui, nu? Și copiii nu vrea să facă, ci că strică silueta. Ia uzi, ia. Păi ce asta contează? Cum zicea bărbatul meu, Dumnezeu să-l ierte, nu că el n-a murit. Dar pentru mine a fost și este ca și mort. Zicea așa, dragă, în viață nu contează dacă ești grasă sau slabă. Important e să nu fii grasă. În schimb, fiica mea a avut un noroc extraordinar. Măi, s-a măritat cu un băiat, Doamne Dumnezeule, știți cum o ține? Numai în palme. Pe palme, îi cumpără tot ce vrea. I-a las și o mașină din aceea electrică. O încarci pe telefon. Sau ca pe telefon, n-am înțeles exact. A, și nu o lasă să meargă la muncă. No. Și copiii a zis să-i facă mult mai târziu. Bine, ea este și foarte tânără. Este foarte frumoasă, deșteaptă. Normal, seamănă cu mine. Normal. Băi, să vă spun, a nimerit un băiat așa cum trebuie, nu ca mine. Nu, că bărbatul meu săracul s-a dus. S-a dus cu una mai tânără. Da. Nu. Că mie nu-mi pare rău, că asta după care s-a dus, s-a îngrășat 60 de chile. Auzi? Pe caz de foame. Ci că e bolnavă. Reține apă, aiurea, reține mâncare. Și ne-a zis preotul când ne-a cununat, să rămâneți împreună până când moartea vă va despărți. Mă, dacă te uiți la femeia asta, e clar, la ea se referea. Eu în schimb, să știți că am avut noroc. Da, știți că am și eu pe cineva. Vine seara asta la mine, este prima noastră noapte. Oh. Vai, o să ne bucurăm moderat. Că la vârsta lui s-ar putea să fie și ultima noapte. Mai bine să-l sun, că s-ar putea să nu mai știe că trebuie să vină. Nu, nu, că el n-are probleme cu memoria, dar a început să uite. Iată cum ne-am cunoscut. La doctor. Eu, singură, frumoasă, tânără, încă împlini 70 de ani de viață, așteptând la orele. El, singur, bătrân, bogat, așteptând la oncologie și cardiologie. Partida ideală! Păi, dar să vedeți și rochițe sexy. Ce lejerie sexy mi-am luat. Vai! Să crape inima în el. Abia aștept să o rump pe mine. Să crape inima în el, dar asta e un moment că încă n-am făcut așa la figurat, n-am făcut încă actele de mariaj, dar până la mariaj e mai bine să-l sun ca să văd eu care este situația lui. Da? Da, pisoi! Măi, ce faci tu, măi, pisoi? Ce faci, măi, nu vii? Hai că am gătit, am făcut mâncare. Te aștept. Cum, unde? La mine. Cum, cine sunt? Rodica. Cum care Rodica? Mă, tu te-ai ramurit de tot? Glumei. Nebunaticule. Nu mai vii? Nebunule. Păi de ce? Ești prea bătrân pentru o vizită nocturnă? Una. Până aici faci doar o jumătate de ceas. Hai că am luat și frișcă. Să fac tort? Să ne mai jucăm și noi? Nu cu tortul, cu frișca. Hai, stai în frișcă. Stai în telefon. Am un apel în așteptare. Tu ești băiatul, mami. Păi ce să facă mama? Dragă, îmi fac un ceai de mușețel și mă bag în pat. Da. Ce să faci? Să vii la mine acum, de ce?
Nu mă, că sunt foarte bine, sunt sănătoasă, n-am nimic. Aolo, te-ai certat cu nesimțita de nevastă ta? Vai, ce bine pare! De ce? S-a întors mai devreme din delegație și te-a prins cu o colegă în pat? Foarte urât din partea ei, așa ceva nu se face. Ai deplasare, stai mă acolo cât ai zis că stai. Dar ce să fac, stau acasă și te aștept. Auzi, dar n-ar fi mai bine să te duci tu la un hotel? Aici la mine este geamul deschis. Bine, îl închid, te aștept, pa. Iubitule, nu mai veni. S-a dus nebunia cu frișca. Auzi, pe prostul de fimiu, l-a prins proasta de nevastă sa, copala ramă în pat. Aolo, totu' ești băiatul mare. Totu' ești. Vai, dar ce-mi plac mie telefoanele astea cu două linii, ce frișcă. Ce tort? Păi eu nu fac tort. Tu știi că eu nu știu să fac tort. Bine, bine, acum, dacă vrei, tu fac și tort. Pa! Pisui nebun! Ne vedem mâine. Acum vine fiul meu la mine. E cum, de ce? Am copil de crescut. Păi, are 40 de ani, dar mai cresc puțin. Ia mai stai tu numai puțin, că iar văd că am un telefon în așteptare. Așa, da. Cine? Domnul Cuier. Domnul Curier. Nu, domnule, nu, eu n-am comandat absolut nimic. E o farsă? Măi, să știi că exact de farse aveam eu nevoie acum la telefon. Ia mai scutește-mă, dobitocule. Alo, tu ești iubitule? Păi nu, stai că nu pe tine te-am făcut dobitoc. S-a închis cu ălalt dobitoc și a intrat automat tu. Măi, cum care ălălalt? Ăla, cu cine este înșel? Cu un cuier? Tu ești bolnav de gelozie? Alo? Ia uite, mi-a închis dobitocul. mă sună! Da, numai la tine mă gândesc, nu am pe nimeni. De mult mă gândesc la noaptea asta nebună dintre noi. Cum nu mai vii? Aolo, totu ești băiatul, mami. Aolo, nici tu nu mai vii? Opa, te duci la o prietenă? A, nu? A, la un prieten. Măi, e bine și așa. Petrecere frumoasă. Măi, ce-mi plac telefoanele astea pe două linii. Îmi plac foarte mult pentru că, iată, că am rămas singură. Ce bine. Măi, frișcă am, lejerie sexy am, ceai de mușețel n-am. Dar o să-mi fac unul de tei sau de hamei, aolo, sau mai bine, o palincă galbină cu mărgeluțe. Popescu, Pitărescu! Yeah!